Bună ziua, mulțumim pentru că sunteți aici. Avem în sala bărbați, să ridicăm mâna, vă rog. Celelalți nu sunteți? Nu vă simțiți așa? Ok, vă rog frumos pe toți bărbați să închideți ochii. A fost odată ca niciodată și a fost o vasă. Am zis să închideți ochii, domne. A fost o vasă și a scufundat. Patru bărbați au supraviețuit și au intrat într-o barcă și au plecat. După mult timp au ajuns undeva și a fost aproape o insulă, insula femeilor. Puteți să vă visați ce înseamnă asta. Sute de femei care le-au așteptat, au țipat, băieților, veniți, unde sunteți? Le-au făcut semne, au fost la o distanță mică, le-au putut asculta. Și în barcă au început să discută. Primul a zis, le vreau pe toate, mă duc imediat. Al doilea nu a fost mai conservativ, nu, eu vreau una și bună, vreau să mă căsătoresc cu ea, o să o aleg cu atenție. Al treilea a avut fițe, nu știu, domnule, să stai să discut cu femeile astea, bă, fiecare cu pareia ei, lasă, văd eu dacă mă duc sau nu. Al patrulea a rezolvat problema mai ușor, nu mă interesează femei. În ziua de azi avem clienți, dar știm cine este clientul nostru. Vorbim de provocări în anul viitor, am pentru voi 7 provocări. Am într-o singură barcă, au fost 4 oameni, au fost 4 oameni total diferiți, la fel sus în clienții noștri. Spre exemplu, ascult mulți oameni care spun, domne, produsul meu se adresează către toată lumea. Nu este adevărat. Nu există așa ceva. Fiecare trebuie să caute o parte. Nici măcar Coca-Cola nu se adresează cu toate produsele către toată lumea. În ziua de azi, un client al nostru alege serviciile noastre sau nu pe baza niște criterii foarte concrete. Cine nu face și nu înțelege asta, pur și simplu pierde. Și ar fi bine, ca sugestie, pentru anul viitor, să creăm profilul clientului nostru. Altfel, degeaba discutăm. Cine este? Unde sta? Cum se gândește? Despre ce este vorba? Există sute de întrebări. Dacă nu știm cine este clientul nostru, deja avem jocul pierdut. În paralel, provocarea a doua, cine ești tu? Toată lumea spune, da, eu știu cine sunt, firește. Anul acesta am stat de vorbă cu peste 100 de oameni, cam 10 oameni pe lună, și am discutat despre asta. Majoritatea lor, după jumătate de oră, m-au zis că nu a realizat cât de mare potențial are. Eu am un proiect care se numește Teoria Oglinzii, prin care vorbim despre 4 elemente chei și 4 avantaje care există în fiecare persoană. Ce este asta? Fiecare din noi se definește prin 4 elemente de bază. Fiecare dintre noi are 4 avantaje unice. Care ar fi? Elementele de bază, rădăcinile noastre, diferite pentru fiecare. Cum ne-am crescut, trecutul nostru și alegerile noastre. Asta ne definesc. Și în paralel avem 4 avantaje unice. Asta înseamnă că, dacă stăm și analizăm bine aceste două părți, o să ne dăm seama un pic mai bine cine suntem. Credeți-mă, dacă faceți exercițiu, cum facem la workshop, veți fi surprinși. Ok, este clar, am înțeles cine este clientul meu, am înțeles cine sunt eu. Dar cum te poziționezi în fața clientului, în mintea lui? Aici aș sugera să luăm în considerare ceasul de strategie lui Bauman. Ce zice omul aceasta? De la stânga la dreapta, vindem ieftin, vinde scump. De la jos până sus, avem valoare percepută de la client jos, joasă sau mare. Vedem aici, pe exemplu, că există proiecte de succes care au valoare percepută mică, dar și preț mic, cum ar fi Ryanair, Wizz. Dacă avem proiecte bune, inovative, care încă nu se vând scump, sunt pe partea sus și stânga. Și pe partea sus și dreapta, la ora două, cum ar fi, este Apple, este Samsung. În trecut a fost Sony, acum nu mai se consideră o firmă care oferă valoare către clienți. Și vă sugerez să faceți asta și pentru voi în afacerea voastră. Credeți-mă, contează, pentru că pentru oricine, produs, serviciu, om, cumva clientul categorizează.
Poți lăsa un pic din fițele tale și să vezi cum este realitatea cu adevărat. Să vă dau un exemplu. Am venit în România în 2004. Am avut o carieră în spate, am crezut că știu și eu ceva. Și cu un prieten al meu mergem la Everest, firma grețească, hai să bem acolo ceva. El zice, vreau a cold coffee. Eu am auzit, n-am știut limba română atunci, n-am avut nicio legătură cu România înainte. Am auzit caldă și rece. Mă duc acolo, cer cafea și mă întreba domnișoara, caldă sau rece? Cold, caldă? Caldă, vă rog. Mă întorc înapoi cu cafea către prietenul meu, zice, dar eu am cerut cold, asta este, am cerut rece, asta este cald. Zic eu, vezi, aici în țara asta nici să facă o cafea nu știe oamenii. Dar eu am fost de vină. În foarte multe cazuri, în ziua de azi, în mediul nostru, luăm în considerare anumite parametri care sunt total greșite, pentru că nu stăm să le analizăm cu bine. Poți să fii mai rapid, spune și Domnul aici, pentru că suntem în perioada, totul merge foarte repede. Asta a fost o campanie de 6 secunde. În Grecia a făcut senzație. Este numai la YouTube. Și până să faci click, că nu vrei să vezi, a terminat. Lumea obosită, vrea ceva mai repede, vrea să fie surprinsă. Poți să te organizezi un pic mai mult, să vorbești, să nu mai vorbești numai de noroc. În fiecare zi ascult lumea care spune, da, noroc, 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 dar, corect, fără cel 10% de noroc, nu vom valorifica potențialul nostru la maximum. Dar fără 90% din muncă, degeaba avem noroc. Oricine va zice altceva, va minte. Și până la urmă, chiar vrei să faci ceva mai bun? Chiar vrei să te duci mai sus? Dacă vrei, îți sugerez să ții în minte ceva care toți colegii aici vorbitorii vă pot confirma și ei. În viața nu este important și nu este vorba despre cât de puternic lovești. Este vorba despre cât de tare poți să fii lovit. Nu este important despre cât de ori vei lovi pe cineva. E mai important câte ori vei fi lovit de la cineva. Să mergi înainte. Să cazi, să te ridici, să mergi înainte. Cu asta ajungi la victoria. Mulțumesc!